În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. În primul rând și de toate, am repetat de multe ori, poate și în alte cuvinte de învățătură, că ori de câte ori găsim un praznic important al Fiului lui Dumnezeu, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, întotdeauna vom găsi și o sărbătoare a Maicii Domnului, Maica Fiului lui Dumnezeu, cum ne spune Sfânta Elisabeta în Evanghelia de la Luca. Cum este oare una ca aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? Împărăteasa cerului, împărăteasa pământului, stăpâna îngerilor, Doamna heruvimilor și serafimilor, mama lui Iisus Hristos sub vrem și fiica lui Ioachim și Ana, din prea multe și evlavioase rugăciuni atunci când erau bătrâni și sterbi și credeau că blestemul lor în Israel nu se va mai ridica niciodată. Fecioara Maria are în postumare sărbătoarea Bunei Vestiri, pentru că nu se desparte de Fiul, iar în postul adormirii Sfintei Fecioare găsim sărbătoarea Fiului, schimbarea la față, și iată și acum în săptămâna pascală, sau numită săptămâna Învierii, sau săptămâna cea luminată, nu luminată că sunt toate ale Învierii, ci luminată prin faptul că catehumenii toți primeau botezul, iar în această săptămână parcurgeau distanța dintre biserică și casa lor numai în haine albe și lumânări aprinse. De aceea este numită și luminată, pentru că ei primeau lumina Sfântului Botez. Avem și această sărbătoare numită Izvorul Tămăduirii, peste care geografie voi trece amintind doar un singur lucru, că Leon cel Mare sau Leon cel Înțelept, Michel sau cum îl mai chema pe el înainte, va găsi un izvor într-un tufiș, într-un fel de stufăriș, într-un fel de huceag ușor, așa o lungă, cum ar fi în zilele noastre, unde aude un glas că de se va spăla, se va tămădui și îi se vindecă lui boala de orbire și în felul acesta el acolo va zidi o biserică care se va numi Biserica Izvorului Tămăduirii și care va trece prin multe probleme de-a lungul vremii istorice, fiind iarăși dărâmată, fiind stricată de cutremur, iarăși reparată, nu aceasta este esența în sine, ci faptul că această sărbătoare a Maicii Domnului numită și Izvorul Tămăduirii prinde, bineînțeles, contur în istoria Bisericii Ortodoxe și în sărbătorile creștine, numai după sinodul de la 431 împotriva lui Nestorie, când vorbim de Maica Domnului Teotocos sau Născătoarea de Dumnezeu. Laudele și numirile aduse Maicii Domnului n-au putut fi niciodată mai frumoase și mai cuprinzătoare decât le-a văzut Sfântul Roman, făcătorul de cântări. Cel care în visii s-a arătat Născătoarea de Dumnezeu și nătând fiind în cuvânt și nepriceput în a scrie, a înghițit în somn o bucată de hârtie, un fel de răvaș și din clipa din care l-a înghițit în vis, el a devenit un prea înțelept și luminat scriitor de cântări și canoane, în special adresate Maicii Domnului. Apoi nimeni nu va mai lăuda pe Maica Domnului la nivelul și la puterea și învățătura și ridicarea dogmatică la care se duce Sfântul Ioan Damaschinu, da, dogmatistul. Vorbind de acele canoane dogmatice închinate Maicii Domnului, din care sinteza este aceasta, minte heruvimicească și gândire serafimicească, adică minte cu ochi mulți, sclipită de puterea Duhului Sfânt, și plină de puterea înălțătoare a serafimilor care zbor împrejurul Sfintei Treimi și cântă Sfânt, 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 Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de mărirea ta. Dar mai sus decât atât, Fecioara Maria stă de-a dreapta Tatălui, stă de-a dreapta Treimii, cum spune psalmistul, în haine de aur, înfrumusețată și îmbrăcată,
și slăvește cerul și pământul, stând în genunchi înaintea tronului lui Dumnezeu, rugându-se pentru lume. N-am să mă opresc asupra două idei. Minunile Maicii Domnului, cea mai autentică carte în care sunt consemnate minunile născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, pe care vi le recomand cu mare plăcere și într-adevăr merită citite și din care întotdeauna mi-au plăcut două. Un preot evlavios s-a rugat toată viața lui la Maica Domnului să o vadă și a spus, da, dar îți voi da o pedeapsă pentru această îndrăzneală. Și când a văzut-o prima dată pe Fecioara Maria, și-a pierdut vederea la un ochi, ca un semn al îndoielniciei, că el a insistat pe vedere și nu pe simțire. Și s-a gândit o vreme preotul și a zis, da, păi celălalt ochi la ce mai folosește? Mai bine mă rog la Maica Domnului să o mai văd odată și mi-i de ajuns. După aceea am văzut toate frumusețile pământului, n-am ce părere de rău să mai am. Și Maica Domnului a zis, dar vezi că mai ai un singur ochi. Și a spus, da, prefer să-l pierd și pe ăsta, numai să te mai văd odată, Doamna mea, în toată strălucirea slavei tale, așa cum te cinstesc. Și când i s-a arătat din nou pentru evravia lui, Maica Domnului a dat ochiul înapoi, pentru că a văzut trăirea și dorința autentică de a simți puterea Maicii Domnului în preajma lui, în viața lui, în trăirea lui și în credința lui. Pentru toți dreptmăritorii creștini, Maica Domnului este și izbăvitoare, și hrănitoare, și apărătoare, și împărăteasă, și caldocrotitoare, și grabnică ajutătoare. Deci nu găsim numirile sau nu găsim esența tuturor numirilor, dar nici nu cred că o laudă cineva mai frumos decât o va lăuda episcopul Ilie Miniat, decât o va lăuda Sandu Daniel Tudor în Rugul Aprins, decât o va lăuda Grigorie Palama, decât o va lăuda Grigore Teologul sau Grigore Denisa, Maxim Mărturisitorul și toți marii sfinți care au îndrăznit, cum spune, puține sunt cuvintele și goale a lăuda pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și au o cinsti în cuvinte, gura este să tacă pentru că nu poate vorbi, zice Apostolul Pavel, că ce mintea nu pricepe și urechea nu poate auzi și limba nu poate spune, toate acestea îi se potrivesc Preasfinte Fecioare Maria. Dar Ilie Miniat face un compendium, face un fel de chintesență și spune, cine este aceasta frumoasă ca zorile și curată ca dimineața? Știți ce înseamnă o dimineață curată și strălucitoare în răsăritul soarelui? Aceasta este împărăteasa rugăciunii, este rugăciunea întrupată. Pentru că Fecioara Maria vine înaintea tronului Sfintei Treimi și cucerește cerul printr-o smerenie desăvârșită și printr-o ascultare neobișnuită. Iată roaba Domnului să-mi fie mie după cuvântul tău. Evlavia față de popor, praznicile care îi se închină, cântările care îi se aduc, pricesnele și toată trăirea autentic-ortodoxă și hramurile care sunt în cinstea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu sunt suficiente mărturii și contemporane și mai vechi și de tradiție bisericească și de tradiție dogmatică care ne arată că nimeni nu poate fi mai presus de Dumnezeu și nimeni nu poate fi mai presus de cer și de pământ dacă nu o cinstește pe Fecioara Maria, Mama lui Dumnezeu. Se spune că un mare negustor, fiind bolnav pe patul de moarte, a lăsat cu cuvânt la slugile sale și a zis așa, toată averea mea o dau vouă, nu mi-a folosit nimic, viața e o deșertăciune. Dar dacă veți vedea că mă îmbolnăvesc mai rău, să mă puneți pe un vas și să mă duceți la Biserica Izvorului Tămăduirea Născătoare de Dumnezeu și să mă duceți acolo la rugăciune și să-mi dați să beau din izvorul ei. Și în momentul când s-au gândit slugile, dacă așa a zis stăpânul, că ne lasă toată averea, hai să o facem, nu s-au gândit că vreodată se va putea întâmpla o minune care să le pericliteze cumva lor idealul și credincioșia față de stăpânul lor. Și l-au pus pe un vas și omul în drum spre Biserica Maicii Domnului s-a mutat la cele veșnice.
Și ei au zis așa, dacă tot a avut atâta nădejde și încredere în prea sfânta născătoare de Dumnezeu, ce ne-ar costa pe noi măcar să luăm apă din izvor, să-i udăm buzele și să-l stropim, să-i fie bucuria împlinită? Și în clipa aceea, mortul a înviat și s-a făcut sănătos. De ce vă spun lucrurile acestea? Ca să înțelegeți că ea mai presus de mama lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt pe care a primit-o și prin darurile desăvârșite de care s-a învrednicit, este astăzi Maica Vieții, este Maica Luminii, este Maica Cerului și a Pământului, cum cântăm noi seara la utrenie, Prenăscătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii într-o cântări cinstindu-o să o mărim. Poate v-ați pus vreodată întrebarea sau poate v-ați gândit de ce trebuie atâta cinstire Maicii Domnului dacă l-avem pe Dumnezeu? Răspunsul ne vine din scrisoarea duhovnicească a celui ce a alcătuit Paraclisul, care spune așa că mult poate îmblânzirea stăpânului la rugăciunea Maicii sale. Filoteu Zervacos, un mare sfânt sau un trăitor grec autentic al secolilor 18 și 19, spune că în una din vedeniile sale a văzut-o pe Maica Domnului cum stătea în fața Sfintei Treimi în genunchi și în timp ce un nor negru de demoni cu ispite se îndrepta spre lume și vrea să o piardă, ea a zis către fiul său, fiule cruței, nu pentru vrednicia lor, ci pentru mila ta cea mare, pentru că sunt neputincioși și supuși păcatului și numai mila ta poate birui răutatea omenească prin iubirea ta de oameni. Și a spus, i-aș pierde, Maica mea, dar pentru rugăciunea ta nu îndrăznesc să te mâhnesc. Deci iată, în felul acesta, noi dobândim la Maica Domnului această putere și îndreptare, putem dobândi această îndrăzneală și cuvioșie din partea ei de a ocroti acest neam omenesc și nu trebuie să ne gândim prea multe, gândiți-vă doar la marile tradiții creștine ortodoxe care cuprind cele patru mari laturi care se numesc Mariologia Maicii Domnului. Icoanele făcătoare de minuni. Tot Sfântul Munte Athos îl găsim plin de icoane făcătoare de minuni, care fiecare și mai de care și mai interesant are istoria ei și modul cum păzește muntele. Dacă ne ducem în ceea ce înseamnă cântările Maicii Domnului, plecând de la cele mai dogmatice cântări până la cele mai frumoase pricesne, pe drept cuvânt este ființa cea mai lăudată și mai preamărită decât heruvimii și serafimii, pentru că atunci când călugărul Gavril a rămas acasă și s-a rugat în Sfântul Munte la Careas și a zis, aș vrea îngerilor să-mi arătați cum o cinstiți voi în cer. Și atunci îngerul Mihail a zmult o lespede mare din munte, a netezit-o cu palma, cum face olarul cu bucată de lut când o sclivisește, și a zgâriat cu vârful paloșului său cuvinte care s-au aurit ca o altă dată cuvintele legii când le zgâria Dumnezeu pe table de piatră și a scris acolo, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii. Deci depășește puterea îngerilor. Și mai mărită fără de semnare decât serafimii în sfială, în trăire, în curăție, în cântare. Care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Deci iată îngerii ca și la înviere ne vestesc puterea curăției Maicii Domnului, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Se spune că un mare filozof al vremurilor patericale în primele 7 veacuri creștine s-a dus la un mare pusnic în pustie și i-a zis așa, toți stați aici strențăroși, murdari, flămânzi, chinuiți, vă nevoiți peste poate, faceți niște lucruri care ies din firesc omenesc. Ce vă descoperă Dumnezeu vouă? Și pusnicul a zis cu smerenie, după noastră slabă și luminare de minte, dacă ne întreb, poate îți vom putea răspunde. Și a zis, vorbește-mi despre Teotochia, despre nașterea de Dumnezeu a Maicii Domnului, ca Fecioară, din Duhul Sfânt, și de întreita fecioriei. O, cu a nevoie de vorbit.
decât să-ți vorbesc, mai bine ți-arăt. Și-a luat un toiac de lemn cu care se conducea și-a bătut în stâncă și-a spus: Fecioară înainte de naștere, și-a crescut un crin frumos ca cel ce l-a primit Maica Domnului din cer. Fecioară în timpul nașterii, și-a crescut al doilea crin la fel ca cel din cer, și-a mai lovit odată și-a spus: Fecioară după naștere, și-a mai ieșit un crin cu trei flori, exact cum a dus îngerul din cer și-a spus: Dacă tu știi mai mult și poți mai mult, mai departe, fă tu. Și-a plecat acela folosit pentru toate timpurile și pentru toate vremurile, pentru că nimeni n-a mai văzut asemenea taine să se împlinească din mână omenească. De ce v-am amintit toate lucrurile acestea? Ca să înțelegeți că rostul și rolul Fecioarei Maria, după cum arată și protoevanghelia părinților noștri, tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui, este de fapt rolul universal și fundamental în actul de mântuire. Dacă de Hristos vorbim ca cel ce a călcat moartea cu moarte și ne-a dărit viață veșnică, bucurie veșnică, mântuire veșnică, slavă veșnică și izbăvire veșnică de moarte și de iad, Fecioara Maria ne-a dat mila cea veșnică, dragostea cea veșnică a Fiului Său, iubirea cea veșnică a dragostei sale și, bineînțeles, adâncul milostivirii care depășește toate priceperile minții omenești și, cum spune acolo, izvor de milostivire care adapă toată făptura, cinstitele tainea Domnului Dumnezeu și Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea, când îl vedeți pe preot ieșind din altar cu potirul în mână, el iese cu Fecioara Maria, de fapt. Potirul preînchipuie pe Maica Domnului, iar tainele de el preînchipuie întruparea, pentru că sunt sfințite prin Duhul Sfânt. Deci noi, când ne împărtășim, ne împărtășim din smerenia și din lucrarea Fecioarei Maria, Eva cea nouă, care șterge lacrimile evei celei vechi și ne dă nouă pe cuvântul întrupat. Așa și cântăm, de fapt, când facem slujba la pomenirea morților. Pe Dumnezeu al vedea nu este oamenilor cu putință, către care nu putează căuta oștiri lângerești, dar pe cuvântul întrupat, văzându-l pe Fecioara o ferice. De ce? Pentru că ea este cea care a pogorât cerul la picioarele ei, luna și stelele la picioarele ei, și de aceea se cântă în Paraclis atât de frumos: Fecioară mai înaltă decât cerurile și mai strălucit, mai curată și mai frumoasă decât strălucirile soarelui. Adică dacă soarele luminează locuri întinate, Maica Domnului, ca și trăire autentică duhovnicească, n-a avut niciodată gândurile acelea lumești pe care le putem noi avea atunci când mintea noastră se împrăștie și a trăit pururi într-o hrană duhovnicească cu mana cerească, cum ne arată și Sfântul Ioan Damaschin și profetul Zaharia, o vedea adeseori vorbind cu îngerul și hrănind-o din cupa cu mană, deci lucru care este peste firea și puterea omenească, dar știm că atunci când a luat în pântece pe cel neîncăput, primul act de smerenie n-a fost un act de înălțare, ci un act de bucurie. S-a suit de grabă la munte să se întâlnească cu Elisabeta, iar când s-au îmbrățișat, cei doi prunci sau pruncul a saltat în pântecele Fecioarei Elisabeta și cei doi mari oameni ai istoriei mântuirii noastre s-au salutat. Iisus Hristos din pântecele Fecioarei binecuvânta și umplea de Duhul Sfânt pe Sfântul Ioan Botezătorul din pântecele Elisabetei. Și atunci Fecioara Maria, simțind această tresăltare și fiind plină de Duhul Sfânt, ea dă o explicație pentru neamurile ce vin sau nu înțeleg această taină a Fecioriei și a Mariei și spune: Mi-a făcut mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Iată de acum mă vor ferici toate neamurile. În momentul când găsiți rătăciri, idei, abțineri, contestații, păreri puțin voalate sau încercate în explicațiuni omenești, spuneți-le un singur lucru. Nu sunteți urmașii Mariei,
și nu avem ce povesti. Apostolii care ne-au învățat pe noi cine este Fecioara Maria, au petrecut-o cu cântări la Ghețimani, i-au dus trupul pe catafalc, l-au îngropat în grădina Ghețimani, la mormântul ei, au stat și au vegheat în jurul trupului ei, după cum au și primit porunca la cruce prin Ioan Evanghelistul: Fiule, iată mama ta, deci poartă grijă de ea, de biserica cea una. Fecioara Maria este numită Biserică Sfințită și Rai Cuvântător. Pe deasupra Fecioara Maria mai este numită și porumbița lui Noe, munte cu umbră deasă, spicul nearat, năstrapa de aur, cupa cu mană, tablele legii cele nescrise de mână, pentru că în ea s-a scris tot Vechiul și Noul Testament și tot actul de mântuire. Tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui. Și mai mult decât atât, vom găsi în Apocalipsă că femeia ce are luna și soarele la picioare umblă cu cunună din stele și este cea care veghează și păzește lumea, fiind femeia îmbrăcată în soare. De ce v-am explicat toate mărunțișurile acestea? N-am vrut să mă întind exagerat de mult sau să vă obosesc. Pentru a înțelege că cultul Fecioarei Maria nu s-a format din condei, ci din trăire. Nu s-a format din povești, ci din autenticitatea vieții ei și a rostului și rolului ei în actul de mântuire. Să vă aduceți aminte întotdeauna de smerenia Maicii Domnului într-un singur fel. Și tot ce auzea Fecioara din gura lui Iisus, punea în inima ei și cugeta în sine gândindu-se. Deci nu lua decizii care să fie de măsura de a arăta: eu sunt mama lui Dumnezeu și îmi permit. Când i-a zis lui Iisus că nu mai este vin la Cana Galilei, Iisus a fost pe de o parte și Domn și Fiu. Ce vrei, femeie? Ceasul meu n-a venit încă. Deci nu o tratează ca pe o mamă, ci o tratează ca pe femeia care are rost în actul de mântuire. Căci tu, femeie, vei zdrobi capul șarpului. Nu tu, mamă, vei zdrobi capul șarpului. Dar după aceea, este cel care poruncește să se aducă vasele cu apă la rugămintea Maicii să nu o întristeze. Dar și Fecioara Maria înțelege mesajul dur al Divinității, care înseamnă neamestec între pământesc și ceresc, neamestec între gândurile, cum spune Scriptura: gândurile mele nu sunt ca gândurile voastre, cugetele mele nu sunt ca cugetele voastre, cărările mele nu sunt ca și cărările voastre. Și totuși se adresează celor de față și le spune: cea mai lungă predică întâlnită vreodată în vreo carte de exegeză. Faceți tot ce vă spune El. Deci iată ce simplu este actul de mântuire. Faceți ce vă spune Hristos și veți fi vii. Faceți tot ce spune Fiul meu și vă veți mântui. De ce spune Iisus Hristos? Acela este care mă iubește, care păzește poruncile mele. Și iată, Fecioara Maria demonstrează că păzește poruncile când spune să-mi fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului, nimic în plus, nimic adăugat, nimic scăzut, nimic interpretat. Dacă ne mai ducem mai departe și ne mai gândim la faptul că Iisus a mai fost în postura de a o preamări pe Fecioara Maria în câteva prilejuri evanghelice de activitate mesianică, la un moment dat Iisus are aceeași deontologie teologică și revelată de a privi lucrurile între pământesc și ceresc. Învățătorule, frații tăi și mama ta așteaptă afară. Și Iisus Hristos privește și apoi se adresează: cel ce face voia mea și a Tatălui meu, acela este și frate, și mamă, și soră. Deci, în momentul în care respectăm biserica, suntem fiii mamei celei cerești, ai Fecioarei Maria. În momentul în care o respectăm pe Fecioara Maria, suntem fiii celui preanalt prin har și prin credință. De ce? Așa cum vom vedea întotdeauna că Fecioara nu umblă fără prunc,
când l-a lăsat în Ierusalim, s-a întors 3 zile și l-a căutat. Și primul lucru care i l-a spus, ce mod de a gândi și a educa un copil. Nu este bine să-ți superi părinții și să nu-i asculți. Și iată ce frumos îi răspunde Iisus în termenul la care Fecioara Maria înțelege că acolo taina e mai presus de taine. Mâncarea mea nu-i din lumea aceasta. Ascultarea mea nu-i din lumea aceasta. Eu n-am venit să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Aceasta e voia mea, să fac ceea ce El mi-a spus. Și Fecioara păstra cuvintele în sine și se minuna. Și altă dată Iisus învățând și fiind atât de luminat și poporul iubindu-L și preamărindu-L, o femeie din popor îi zice, fericit pântece ce te-a purtat și sâni la care ai supt. Dar vedeți, pe lângă cele 9 fericiri pe care noi le învățăm sau le cântăm în dumnezeiasca liturghie, mai sunt 2 fericiri de sine stătătoare care se aplică nouă în parte tuturor în raport de trăirea noastră autentică. Ortodoxia, dacă are la momentul de față un lacunar, nu este lipsa de carte religioasă, nu este lipsa de biserici, nu este lipsa de creștini, lipsa de substanță activă în credință. O substanță care se răsuflă și își pierde capacitatea de lucrare, devine, cum spunem noi, s-a răsuflat ca o țuică, ca un vin, ca ceva care s-a stricat. Așa devine și credința noastră dacă nu are în ea substanță activă de credință. Și Iisus nu se lasă impresionat. Deci Iisus nu vrea flatat. Îi spune, da, așa este. Dar mai fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Deci ce vrea să spună în cuvintele acestea? Mama mea nu-i fericită că m-a născut pe mine, putea fi oricare altă femeie. Este fericită că prin ascultarea ei a împlinit cuvântul lui Dumnezeu și ea este preamărită mai presus de ceruri. Altfel Duhul Sfânt n-ar fi putut sta peste ea și eu nu m-aș fi putut pogorî în pântecele ei ca într-un scaun de heruvim sau ca într-un leagăn împărătesc sau ca într-o casă a trupului de unde să pot să împrumut sângeri omenești pe care să le port în mine, să le sfințesc, să le desăvârșesc, să le curăț, să le îndumnezeiesc, să le fac pline de lumină și de puterea Duhului Sfânt și apoi să le dau lumii să le bea, să prindă miros de Dumnezeu, gust de Dumnezeu, aromă de Dumnezeu și de Rai și de Duh Sfânt. Pentru că alminteri lumea nu cunoaște că sunteți fiii mei de nu faceți voia mea. Iar voia celui care m-a trimis, aceasta este, ca din toți cât mi-a dat să nu pierd pe niciunul. Și îi spune acelei femei, fericiți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu, dar într-o singură condiție. Numai dacă îl împlinesc pe el. Deci până nu împlinim cuvântul lui Dumnezeu, pentru noi teologia este o știință exactă. Pentru noi teologia este o știință fixă. Din totdeauna dogmele vor fi aceleași. Din totdeauna revelația nu se va schimba, pentru că stă scris, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. O iotă sau o cirtă din lege nu va trece până nu se vor împlini toate. Și de-ar vrea cineva să o schimbe, vrednic este de ghienă. Deci noi nu trebuie să avem pregetări sau nu trebuie să avem îndoieli vreodată că Dumnezeu s-ar lăsa modelat undeva în ceruri sau în lucrarea Lui dogmatică după mintea noastră omenească. Tezaurile Duhului Sfânt sunt tezaure inestimabile, inexprimabile în cuvinte omenești. Dacă a scris Maxim Mărturisitorul până a obosit, dacă a scris Dumnezeescu Palama, până nu mai înțelegem noi cum să tâlcuim. Dacă ne gândim la monumentala opera profesorului Stăniloae, care ne-a lăsat dogmă pură ca laptele Scripturii, care e chintesența vieții, și noi de-abia deslușim tainele acestor dogme și revelații,
Cu ce am putea noi să schimbăm o iotă sau o cirtă din lege când la nivelul nostru pământesc nu suntem în măsură să împlinim 10 porunci sau nu suntem în măsură să treacă o zi în care să nu-L supărăm pe Dumnezeu sau nu suntem încă în măsură să stăpânim bine un psalm 50, un psalm 142, un psalm 37, o rugăciune dimineții, un crez sau simbolul credinței. Deci, atâta timp cât suntem muritori și supuși păcatului, suntem supuși pe două căi. Una pământească, care nu aparține nouă, și Iisus spune, trebuie să știți că comoara voastră stă în vase de lut, și în Biserica lui Dumnezeu avem și vase de cinste, și vase de necinste, arătând că sunt sfinți și păcătoși, dar toți au suflet, cu potență în ridicare și curățire, dar în același timp Iisus Hristos spune, trebuie să știți și acest lucru, fraților, că trupul este neputincios, numai sufletul e osărduitor. Noi dacă intrăm în dogmă și intrăm în esență și în învățătură, dorim să fim perfecți. În schimb, la teoria practică, ceea ce înseamnă împlinirea legii, că cel ce mă iubește, acela este care poruncile mele le păzește, acolo se împlinește marea taină. Eu și Tatăl meu venim și ne facem locaș la El. Ce-ar fi însemnând aceasta? Este ceea ce spune despre Fecioara Maria, Îngerul din Nazaret, atunci când coboară în luna a șasea. Duhul Sfânt va veni peste tine, puterea celui preanalt te va umbri și pruncul ce se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Deci iată cum, unde sunt doi sau trei în numele meu, acolo sunt și eu cu ei. Pentru că dacă ai agonisit Duhul Sfânt din trăire și pe Tatăl din iubire și din credință, Fiul nemărginit vine să te sfințească. Ei lucrează împreună. Nu lucrează Duhul fără știrea și iubirea Tatălui și a Fiului și nu lucrează Fiul fără iubirea Duhului și a Tatălui și nu lucrează iubirea Tatălui fără lucrarea Fiului și a Duhului Sfânt. De ce v-am explicat toate lucrurile astea? Ca să înțelegeți că termenul de biserică sfințită și rai cuvântător, Maica Domnului îl poartă încă din clipa întrupării pruncului lui Dumnezeu, acest Iisus Hristos, cuvântul întrupat suvrem, care este de fapt Dumnezeu cerului deșertat la mintea noastră, la priceperea noastră, la nivelul nostru de a pricepe tainele de mântuire, și aici nu încape umbră de schimbare. Deci dacă astăzi mai găsim teologie morală, Dumnezeu e mai presus de morală, e viață, iubire și lumină, dacă azi mai găsim teologie simbolică, Dumnezeu este dincolo de simbol, este adevărat trupul tău și prea scump sângele tău, deci mă rog, miluiește-mă și mă mântuiește și îmi curățește trupul și sufletul să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine. Dacă e mistică comparată sau dogmatică comparată, nici atât nu încape. Pentru că Iisus Hristos spune, eu și Tatăl una suntem și trei mărturisesc în cer, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, iar restul religiilor istorice sunt umbră, praf, fum și vis, deci sunt închipuiri ale minții omenești păstrate sau conservate la nivel teoretic și rațional din teologia primordială, adamică, când s-au împărțit popoarele și s-au umplut pe tot pământul, dar sub nicio formă nu există alt Dumnezeu, cum spune Hristos, n-aveți alt Dumnezeu afară de mine, nici să nu ai alți Dumnezei afară de mine, aici referindu-se la capitolul pe care noi îl numim idolatrie, vițelul de aur din pustie, apoi altarele păgânești din piatră, din fier, din broz, din aramă și din ce mai vreți voi și care se făceau la popoarele Hananeie și de-a lungul istoriei Vechiului Testament și până la Hristos, sau dacă vreți până la budismul de azi, până la mahomedanismul de azi, deși în Coran scrie mai puțin de Allah decât de des scrie de Iisus, sau chiar acea expresie interesantă povestită de o fată căsătorită cu un bărbat de religie arabă,
care scrie că acolo în Coran, undeva, este specificat, nu m-am uitat, nu am întâlnit eu expresia, dar aș putea să o caut, Fiul Mariei. Deci vorbește de Iisus Hristos, Fiul Mariei, ca și Mesia, ca și Mântuitor. Deci ceea ce înseamnă că Apostolul Pavel, când a spus Dumnezeu este totul întru toate, și când Grigorie Palama a spus Dumnezeu din toate să cunoaște și din nimic nimănui, dar este totul întru toate și întru nimeni nimic, teologia sau chintesența, teologia energiilor necreate a Duhului Sfânt, pentru că Dumnezeu mai înainte de toate este putere, mai înainte de toate este Duh, de aia îi spune samarinencii, ne vom ruga în Duh și în adevăr, dar adevărul găsim în faptă și Duhul în trăire, care e autentică cu fapta, pentru că vedem la Fecioara Maria o specificație a Duhului care înnoiește fapta. Să nu-mi vorbești mie de însărcinare sau de sarcină sau de prunc sau de naștere când eu nu știu de bărbat. Și îi spune aici, se biruiește rânduiala firii, puterea celui prea înalt va veni peste tine și Duhul Sfânt este peste tine și vine și ce se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Deci asta nu depinde de mine. Eu sunt un înger, sunt un mesager și îți vestesc că în tine este izvorul vieții, este izvorul tămăduirii, este izvorul nemuririi, este izvorul mântuirii noastre și este, dacă vreți, izvorul toată lumina și puterea gânditoare. De aceea rămâne mai departe, pentru că lumina este Tatăl, lumina este Fiul, lumina este Duhul Sfânt, ea rămâne Maica Luminii, pe născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii într-un cântări, cinstind-o, s-o mărim. Deci cu fiecare rugăciune care o adresăm, noi o facem mai cunoscută lumii, mai accesibilă lumii și mai accesibilă mântuirii noastre. Hristos a înviat!